Filiala Suceava a Asociației Cultul Eroilor l-a comemorat sâmbătă 24 septembrie de la ora 12 la Păiseni, comuna Cornuluncii, pe eroul poet sublocotenent post-mortem Ioan Grosaru, la 9 ani de când acesta și-a pierdut viața în teatrul de operațiuni din Irak. Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Când în sufletul i-a dormit lui robului Dumnezeu Ioan erou cu tot neamului cel adormit, pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui unde drepte se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lui, de la Hristos, împăratul cer fără de moarte, și Dumnezeule nostru să-i cerem. Doamne, Doamne miluiește! Și a tot trupul care călca moartea și pe diavolul surpașe de viață lumii tale, odihnește, Doamne, sufletul robului tău Ioan erou cu tot neamului cel adormit, în locul minacului de de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Cât i-a greșit în viața aceasta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i lui Dumnezeu să-l ierte. Că mi este om care să fie viu să nu greșească, mai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață. Cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. În perioada august-noiembrie 2005, Ioan Grosaru a participat la o misiune de menținere a păcii în Afganistan, făcând parte din batalionul 26 Infanterie Neagoe Basarab din Craiova. Începând cu data de 1 august 2007, Ioan Grosaru a participat la misiunea Iraqi Freedom, făcând parte din batalionul 32 Infanterie Mircea, care mai poartă denumirea și de Scorpionii Galbeni din Timișoara. Pe 21 septembrie 2007, la ora 9:35 de minute, sublocotenentul post-mortem Ioan Grosaru a murit în timpul unei misiuni de patrulare după ce tabul cu care se deplasa a trecut peste un dispozitiv exploziv artizanal. La Păiseni s-a înființat un complex memorial ce poartă numele eroului. A fost realizat cu recunoștință acest complex memorial, iar școala în care a învățat Ioan Grosaru îi poartă acum numele. Într-o vitrină din școală au fost expuse obiecte personale ale eroului, uniforma militară, fragmente din tabul care a luat foc. Domnule Fron, posteritatea lui Ion, poetului Grosaru, eroului Grosaru, este asigurată. Acum posteritatea aceasta, într-un fel, este asigurată și datorită eforturilor dumneavoastră și obsesiei dumneavoastră pentru marele său sacrificiu. Cum evaluați ziua de astăzi? Astăzi, după cum vedeți și dumneavoastră, Dumnezeu a ținut cu noi și a ținut cu Ionică pentru jertfa pe care a făcut-o, pentru colegii lui, pentru neamul lui, pentru satul lui și pentru toată țara. A fost o zi frumoasă, au venit colegi din toată țara, de la Timișoara, București, Iași, Suceava, Fălticeni, deci de peste tot. Plus minunații copii care ne-au încântat și care mi-au dat lacrimile în timpul ce ei au cântat și m-a făcut să cred că Ionică nu putea să iasă erou decât de la școala asta din Păiseni, pentru că cineva le-a insuflat dragostea de țară, le-a insuflat spiritul patriotic. Și deci de la școala asta a ieșit un erou tocmai pentru că au învățat de mici ce înseamnă patriotism. Evenimentele astea pot fi considerate ca ridicole sau forțate. Dumneavoastră, cum vedeți dacă noile generații vor fi educate pentru a restaura memoria unui neam? O memorie ușor amputată și ușor, să-i spunem, la un început de otrăvire. Cum credeți că vor evolua copiii aceștia? Va mai avea noțiunea de țară, un ecou în inima lor? Păi, după cum ați văzut dumneavoastră astăzi, viitorul nostru va fi frumos. Așa, sărbătoresc, drapați în tricolor, dar cum simțiți că văd ei, cum trăiesc ei asta? Deci, sentimentul meu a fost astăzi
că și cei în vârstă și cei în floarea vârstă și copiii am vibrat toți la un loc și am venit cu dragoste. Astăzi este o zi de lucru. Ați văzut câtă lume a fost astăzi aici, tocmai în semn de omagiu pentru Ionică, pentru jertfa sa și pentru ceea ce a făcut în viață, pentru că nu este ușor să scrii cea mai lungă poezie din istoria literaturii români. Sunteți îndărătnic și extrem de modest. Am vrut să scot de la dumneavoastră măcar o frază laudatium, știi, pro Gheorghe Fronda, n-am reușit. Vă mulțumesc foarte mult, dar meritele, părerea mea, că sunt în procente extrem de consistente ale dumneavoastră și ale echipei. Deci, un primar singur e ca o floare primăvara. Deci nu poate să facă un om singur, ci împreună. Meritul unui primar este atunci când reușește să-i adune pe toți la un loc. Ioan Grosaru, poetul pământului amestecat cu sânge, va rămâne în memoria celorlalți ca soldatul fără noroc al gloriei deșertului, copilul sărac al destinului care a fost comemorat la 9 ani de la moarte în prezența colegilor cărora le-a salvat viața în războiul absurd al Irakului în localitatea Păiseni, Cornulunci, Suceava. Rămâne totuși în memoria noastră ca o rană sfârtecată de o baionetă fiartă în așteptarea morții, imaginea tremurată a unui camarad de tranșee, soldatul rămas orb în urma acelei tragedii care, sprijinindu-și durerea, rana nevindecată și resemnarea într-un baston alb, spunea cu o voce sugrumată de durere: atât de mult aș vrea să-i pot vedea mormântul salvatorului meu, dar până la urmă o să mă bucur și dacă îl voi mângâia cu o lacrimă și promisiunea că ne vom revedea din nou camarazi în ceruri. De aceea trebuie să le spunem uneori oamenilor că pentru asemenea martiri ne trebuie recunoștință și onoare. Stop!